Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare zi de zi alături de noi. Discutăm astăzi despre industria apei, discutăm despre costuri, pentru că așa cum am prezentat și zilele trecute, în județul Hunedoara vorbim în unele zone despre majorări ale tarifelor, de ce rămâne de văzut și pentru că știm oamenii sau parte dintre ei sunt nemulțumiți de majorarea tarifelor, unii sunt de acord, doar că ar dori să aibă și calitatea raportată la preț. Vedem astăzi ce mai aflăm, ce noutăți mai aflăm despre această industrie de la invitatul meu, domnul Fabiu Schiseli, directorul activitatea Goscom Orăștie. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână cu mare drag și cu ocazia asta apar și pe TikTok, nu am de TikTok, așa că... Trebuie să ținem pasul cu noua generație, domnule director, trebuie să fim în toate... Să fiu și eu pe TikTok. Și pe TikTok vă strică, pentru că și aici promovarea, nu? Este la cote destul de ridicate. Și până la urmă comunicarea în orice fel de formă e și mai ales în rețelele de socializare, nu știu dacă și TikTok o face, dar bănesc că da, nu face altceva decât să transmit anumite informații care altfel mă ajung mai greu la cetățeni. Da, și în ceea ce privește mediul online, oamenii sunt împărțiți. Avem o anumită generație a Facebook-ului, o alta a Instagram-ului și noua generație a TikTok-ului, nu? Normal. Adică mi se pare chiar benefic lucrul ăsta până la un punct. Până la urmă aveam o discuție vis-a-vis de informație și cum ajunge informația la cetățeni și până la urmă modul de a face presă. În ultima vreme, sau mă rog, odată cu apariția rețelelor de socializare, chiar și informațiile de presă au devenit mult mai condensate, mai țintite pe informație. Nu mai are nimeni răbdare să urmărească sau să citească pagini întregi de ziare, așa cum se întâmpla până nu de mult. Mai sunt și de ăștia de format vechi, adică de mă rog, de formație mai trecută de o anumită vârstă, care cărora le-ar face plăcere să citească un editorial bine scris. Da, bine, asta ține de timp, ține de preocupări și de alte lucruri, dar până la urmă chiar mi-aș dori ca presa să fie așa un fel de conglomerat în care să se regăsească și felul acesta de a face presă, adică mult mai elaborat, mult mai consistent din punct de vedere al analizelor politice, sociale, economice. Și avem în zilele noastre pe ce să facem astfel de analize, dacă ne raportăm și adică la politică și la administrație. Informația aceea seacă și foarte sintetică, transmisă către utilizator, aia trebuie puțin și rafinată, că până la urmă presa are și valența educațională și asta ar face un pic lucrurile să se mai așeze din punct de vedere al perceperii valorilor actuale sau valorilor pe care le vehiculăm în fiecare zi. Cred că e mai bine ce a subliniat în ultima parte, a valorilor vehiculate, pentru că da, când vine vorba de valori, aici fiecare e o discuție mult prea complicată ca să intrăm. Eu cred că mai bine ne limităm la industria apei, că e mai, cum zic, mai de actualitate, să zic așa. E mai de actualitate, până la urmă și celelalte subiecte de care aminteați mai devreme sunt de actualitate, pentru că și politica e în tot și toate sau aproape în tot și toate vrem sau ne convine, nu ne convine acest lucru, inclusiv în industria apei. Până la urmă, factorul politic își pune amprenta. Bineînțeles. Bineînțeles, factorul politic și administrativ sunt două lucruri care merg în paralel, nu pot să meargă una fără alta, pentru că până la urmă, administrația este cea care pune în practică politicile pe care o guvernare sau alta, și mă refer neapărat la guvernul central și la guvernele locale, până la urmă lucrurile, guvernele locale, între ghilimele, sunt cele care promovează anumite politici, anumite obiective, anumite strategii pe termen
scurt, mediu și mai puțin lung. Corespund aceste strategii cu viziunea pe care specialiștii din industria apei o au vis-a-vis de ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne de fapt această industrie? Ar face bine să o facă. În general, da, pentru că cadrul construit de către noi, adică de către România la un moment dat, prevede lucrul ăsta, adică cumva separe lucrurile între acțiunea politică strategică și acțiunea planificată. Atunci apar aceste chestiuni și vorbesc în numele operatorilor de apă și canal, care până la urmă sunt cei care, cum să zic, sunt supuși unor asemenea, sau mă rog, sunt supuși acțiune sau coerciției administrative, dar cadrul legal pe care am fost obligat să-l adoptăm, a fost o condiție pentru obținerea fondurilor. Nu a fost neapărat o obligație, a fost o condiție pe care a trebuit să o îndeplinim și ca urmare a îndeplinirii acestei condiții am primit sau nu am primit fonduri de la Uniunea Europeană. Ca atare, cadrul acesta instituțional, până la urmă, cumva protejează operatorii de mari ingerințe. Evident că sunt, nu se poate fără. Sunt anumite coerciții, cum spuneam mai înainte, legate de diverse abordări, dar, până la urmă, lucrurile una peste alta, rezultanta este pozitivă. Ca atare, și industria apei a cunoscut o dezvoltare, mai ales odată cu intrarea în Uniunea Europeană și accesarea fondurilor pentru marile infrastructuri deficitare din România. Dar cu toate acestea, România încă e deficitară la acest capitol. Este bine. Citeam un raport al BEI-ului, undeva necesar, nu, a Băncii Mondiale, undeva avem 13 miliarde pe apă potabilă și vreo 9 pe canalizări pentru conformarea a ceea ce ne-am angajat până acum, lăsând la o parte ce urmează de aici încolo. Deci sunt constrângeri masive acolo și există un pericol despre care am mai vorbit aici, cu infringement și alte lucruri. Ci suntem capabili? România este capabilă să bifeze toate aceste condiții? Depinde de guvernare, nu neapărat de România în sine. România e o țară care are un guvern, care are, statul este guvernat până la urmă. Și depinde foarte mult de ce se va întâmpla în perioada următoare, dar așa cum văd eu că se întâmplă cu deficitele bugetare și cu politicile publice promovate în această perioadă, și mă refer în speță la legea reformei fiscale, sau, mă rog, asumarea... Administrativ-fiscală și... Corect. Nu știu dacă va fi neapărat de bine, sau, mă rog, hai să nu punem neapărat pe seama legii, că până la urmă legea rezolvă niște lucruri, nu le rezolvă de substanțe, le rezolvă acum să trecem prâleazul, adică să reușim să ne limităm... Să îndeplinim acele condiții pe care ni le-am asumat până la urmă. Cea mai mare condiție este deficitul bugetar. Deci dacă nu rezolvăm problema deficitului, putem povesti orice. Lucrurile sunt foarte clare. Deci, targetul nostru pe acest an este să... Targetul nostru al guvernului este să limiteze cât se poate acest deficit. În momentul orice care, preț. Cu orice preț. Deci aici nu prea se lucrează. Vedeți, aici este o problemă, că dacă lucrurile ar fi fost comunicate, sau cum să zic, dacă ar fi existat o înțelegere chiar la nivel politic pe interesul național și pe ce avem de făcut în viitor, poate că lucrurile nu intrau într-o zonă de asta de dispută politică privind abordările vis-a-vis de reforma fiscală, administrativă și așa mai departe. Sunt făcute acum prea așa heirupist, să spun? Păi eu sunt, da, heirupist și cumva în disperare de cauză, ceea ce nu e ok. De regulă, când iei asemenea măsuri de asemenea amplitudine în perioade de criză, obligatoriu ai și victime colaterale. Acum nu știu cine vor fi, sper să nu fie cetățenii României, pentru că atunci lucrurile vor deveni și mai grave în perioada următoare. Dar deja unii dintre parlamentarii hunedoreni au și declarat acest lucru, că cetățenii vor fi cei care vor avea de suferit în urma acestor reforme și nici de cum cei care se vehiculează că ar avea cu adevărat de suferit. Foarte tare ca parlamentarii hunedoreni de data parte asta. Parte dintre ei, nu toți. Nu numai hunedoreni, că până la urmă, na. Să fi avut o capacitate de predicție mai consistentă,
mai ales pe zona economică și pe zona administrativă, în așa fel încât să propună politici publice și politici publice pentru care s-ar fi bătut. Adică să implementăm măsurile sau, mă rog, să creionăm, să fundamentăm, să așezăm aceste politici publice într-un format mult mai consistent și mai de multă vreme, în așa fel încât să ne pregătim de perioade ca aceasta. Acum, nu este mai puțin adevărat că toate constrângerile astea vin și din contextul global în care ne aflăm. Ne aflăm cumva în vecinătatea unui conflict. Acum a pornit un alt conflict, părerea mea, de o magnitudine mai importantă decât cel din Ucraina. Și acest conflict inevitabil va avea efecte asupra noastră. Deci, ca atare, trebuie să avem un dram de predictibilitate, că să gândim puțin lucrurile ce ar fi dacă s-ar întâmpla diverse chestiuni. Simțiți și unde ne poziționăm. Simțiți că au acești actualii guvernanți sau și ceilalți din care au fost înainte, deși s-au rotit practic, pentru că ba a fost PSD, ba a fost PNL, adică nu s-au schimbat foarte multe lucruri în 20 și ceva, 30 de ani, dar simțiți că au un gram de predictibilitate atunci când vine vorba din despre păcate, aceste. În 30 de ani n-a prea existat foarte multă abordare de genul ăsta în actul guvernamental. Drept e că în ultima perioadă s-au schimbat și destul de des guvernele, adică cel puțin din 2018 încoace. Au fost tot rotative. Da, din 2015, după guvernarea Ponta, cam tot s-au schimbat, primul ministru cel puțin, partidul rămânând tot ăla, dar inevitabil în momentul în care vii premier nou peste un guvern vechi, nou, cum o fie, refăcut, rearanjat, cum vreți, încerci să imprimi propriile tale politici sau, mă rog, propriile tale viziuni asupra lucrurilor. Propriile tale viziuni sau viziunea partidului? Și a echipei tale. Bun, acum partidul, cum să vă zic, partidul aflat la guvernare, de regulă, promovează președintele să fie premier. Deci, clar că la cele mai înalte foruri, lucrurile se discută și se cade de acord pe anumite abordări dintr-o parte sau în alta, dar inevitabil primul ministru este cel care face execuția. Adică este executivul, ca atare problemele curente și lucrurile care se întâmplă de pe o zi pe alta, pentru ca să le poți rezolva, evident că faci o abordare, cum să zic eu, instantanee, pe momentană, pe lucrurile respective. Și atunci lucrurile capătă o altă, cum să zic eu, altă decizie. Pe lucrurile importante sunt convins. Adică, da, este clar că se discută în forurile statutare ale partidelor sau al coaliției în cazul de față și se hotăresc lucruri majore. Și această lege până la urmă a fost dezbătută și acceptată de ambii parteneri din coaliția de guvernare, ceea ce nu e un lucru rău. Coaliția de guvernare care există la nivel central, pentru că în județul Hunedoara, dacă întrebăm pe cei doi președinți ai celor două partide care de la sunt... PSD amândouă. PSD și PNL, nu știu la ce vă referiți când spuneți PSD amândouă, spun că aici nu mai putem vorbi de alianță, de coaliție, doar la nivel central. Am înțeles. Păi, județul Hunedoara, nu cred că e cazul să vorbim de coaliție la guvernare, pentru că guvernarea locală este asigurată doar de PSD, PNL are prea puțin consilieri județeni ca să și conteze. Din punct de vedere al actului guvernamental în județ, părerea mea că lucrurile sunt clare, pentru că n-am văzut schimbări majore la niciun fel de nivel, deci lucrurile sunt aceleași cum le știm de destul de multă vreme. Așa că nu fac mari probleme cum că în județ Hunedoara ar face o figură separată față de ce se întâmplă la nivel central. Deci lucrurile sunt absolut în aceeași cheie. E bine? E greșit? Păi, am întrebat spune dacă e bine sau greșit. Asta urmează să vedem la anul, când vor fi alegeri. Anul ăsta ce să vă spunem? Lucrurile sunt... Nu.
Pentru că s-au mai încercat schimbări și când a venit USR-ul, dacă vă aduceți bine aminte, a fost așa un USR-ul a păcătuit, o explozie. Deci dacă USR-ul a păcătuit cu ceva, a păcătuit cu acest PNRR pe care l-au făcut ei înșiși, împreună cu, mă rog, cine au fost din PNR, dar din câte înțeleg eu, PNL-ul nici usurile n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, deci n-a văzut, n-a auzit, n-a, în fine. Dar PNRR-ul și cel puțin pe materia de care mă ocup, apă și apă uzată, mie mi se pare o chestiune foarte greu fezabilă și foarte greu de implementat și oricum nu răspunde cerinței momentului. Adică se vede clar că acolo s-a făcut pe picior, adică avem o sumă, vedem câți kilometri de țeavă ne trebuie România, împărțim și ăla e standardul de... O abordare absolut puerilă și... Deci a fost greșită abordarea pe această temă. Pe acest palier, cel puțin. Da, în fine, bănuiesc că vor fi. Jaloanele, în schimb, un lucru bun, jaloanele s-au respectat. Problema va fi la implementare. Acolo văd o problemă. De ce credeți că o să fie problemă din punct de vedere al implementării acestor proiecte? Condițiile sunt de asemenea manieră încât nu poți să le respecti. Adică vorbim de ce se întâmplă. România are niște angajamente, niște asumări. Ceea ce privește apa uzată, în ceea ce privește apa potabilă, mai mult în condițiile noilor regulamente și zilele trecute chiar a fost la Bruxelles, nu la Bruxelles, în Luxemburg, o întâlnire a reprezentanților Comisiei Europene împreună cu țările membre pentru acest regulament de apă uzată, unde lucrurile se pun dramatic, adică deja vorbim de microplastice, vorbim de medicamente în apa uzată, care intră în emisar. Europenii încep să-și pună probleme de genul ăsta. Și noi suntem europeni, nu? Deci trebuie să ne aliniem, numai cum v-am explicat, nu nici prima etapă n-am finalizat-o într-un mod consistent și mai mult decât atât, n-au preocupare pe... Deci în ceea ce privește politicile publice în apă și apă uzată, obiectivele au fost de a rezolva niște probleme imediate la nivelul, indiferent căror comunități, că mari, că mici, că așa, fără a analizat foarte serios implicațiile pe care aceste investiții le-au avut asupra angajamentelor noastre. Ca atare, partea asta de angajamente și de conformare la directive a fost cumva lăsată în plan secund. Ne rezolvăm problema asta, este foarte posibil ca în perioada următoare, depinde ce să discutăm în continuare pe subiectul ăsta, în perioada următoare să fim supuși unor penalități, dar ce mai interesant este că penalitățile vor fi plătite către administrațiile publice locale, nu de către guvernul central. Bun, acum că rectificări de buget, că, mă rog, ajutor, că, în fine, diverse formule de genul ăsta se pot întâmpla, adică nu cred că lăsăm administrațiile să moară din cauza infringementului pe apă uzată sau chiar pe apă potabilă. Acele costuri se vor regăsi și în facturile cetățenilor. Problema este de altă manieră. Am irosit o mulțime de fonduri pe alte direcții. Nu zic că nu ar fi fost necesare, dar nu erau prioritare din punct de vedere al... Cum ar fi? Al acțiunii globale. Păi, cum ar fi? Cum ar fi stații de epurare nefuncționale, o pădure de și în județul Nedoara. Mai mult decât atât, e o problemă care mie mi se pare de-a dreptul gravă și anume faptul că Administrația Națională a Apelor Române, care ar trebui să fie fanionul și pilonul principal în această chestiune, e undeva în plan secund și mai mult să nu se vadă, dar pe de altă parte fac venituri frumușele din această situație. Situație pe care, până la urmă, i-ar fi trebuit să o controleze și să cumva să fie un fel de supervizor și un coordonator al chestiunii legate de apă și apă uzată. Și mai ales pe partea de apă uzată. Atâta vreme cât ți-ți convine o situație de genul ăsta pentru că aplici penalități, amenzi și alte constrângeri pecuniare, care de fapt nu rezolvă problema, nu fac altceva decât să-ți rotunjească ție veniturile, care venituri Dumnezeu știe unde se ducă, de exemplu, tot prin măreața administrația ANAR-ului, stăm cu barajul de la Mihăilen de
Și în fiecare an auzim de 60 de ani. Promisiuni în funcție de păi în fiecare, ce campanii fiecare, urmează, fiecare, de ce ministru fiecare mai guvernare vine inaugurează câte un șurub acolo și am dat drumul la baraj. Dar lucrurile nu sunt așa. Deci dacă nu facem, deci dacă nu rezolvăm problema unor investiții consistente și punctuale, adică să terminăm odată cea, că nu numai cazul Mihai Leniu, dar el finalmente de ăsta, de noi, de ăsta exact. Vorbesc. Și barajul de la Mihai Leniu ar fi fost sursă de apă pentru toată Valea Crișului. Deci dacă faci o abordare integrată și o abordare de dezvoltare așa cum trebuie, făceam lucrul ăsta. A spus că ar fi fost, fondurile pentru... să înțeleg că v-ați luat gândul că se va și finaliza acest proiect? Păi după cum se mișcă lucrurile, sincer, n-am nicio nădejde. Deci, cunosc oameni care s-au angajat acolo și au ieșit la pensie de acolo. Deci, absolut. Și barajul tău nu a fost da, deci, gata. Până la urmă și piramidele din Egipt, cred că s-au construit cu o viteză mai consistentă decât neapărat barajul de la Mihai Leniu. Da, na, până la urmă lucrurile trebuie rezolvate. Să revenim la problema ANAR-ului, că ANAR-ul este proprietar de proces acolo, să zic, într-un fel sau altul. Deci, noi suntem cei care contribuim la bugetul ANAR-ului. Că e, ANAR-ul mai are o incalitate. Este o chestiune duală. Ei sunt și autoritate de reglementare și sunt și de reglementare și control. Asta iar nu e o chestie ca, ok. Până la urmă trebuie să existe o dialectică între reglementator și cel care controlează și mai au și valența aceasta de autofinanțare, adică cumva insidios, băi, eu mă autofinanțez, dar din ce te autofinanțezi, prietene, și care e obiectivul tău? Obiectivul tău principal este prezervarea surselor de apă și protejarea cursurilor, protejarea surselor, protejarea deversărilor și lucruri de genul ăsta. Ori dacă tu stai doar cu chitanțierul în mână și nu produci nimic, și asta știu și administrațiile publice locale. În fiecare an există câte o campanie de asta de amendare a autorității pentru deșeurile de pe marginea râurilor și lucruri de genul ăsta. Dar ce proiecte ai tu? Exact ce spuneați. Nu, ce eu vreau să văd o strategie națională pe subiectul ăsta. Apa, apă uzată. În care să fie ANAR-ul, pentru că am avut sau a existat o discuție la nivelul Băncii Mondiale și Banca Mondială, bun, pentru toate procesele astea pe care le propuneți voi în Planul Național de Dezvoltare și Investiții pentru Conformare, avem nevoie de un coordonator. Cine e acel coordonator? Bineînțeles că apre România, noi participăm cu mare drag, dar nu vrem noi să fim aceia, ceea ce nu e în regulă. Și a lăsat toată greutatea pe minister. Ori ministerul și-a delegat la ANAR partea de ape, la, mă rog, la fondul de mediu, partea de finanțări în ceea ce privește conformarea pe toate domeniile și pentru reducerea poluărilor în aer, în sol și așa mai departe. Păi, fratele meu, dacă ai atribuții delegate, și implică-te, adică implică-te la modul serios, nu doar pecuniar, că așa este foarte simplu, lăsând la o parte felul în care se dau avizele, și autorizațiile și tot felul de documente care ar trebui să fie mult mai coercitive și mult mai profesioniste, în primul rând. Dar lucrurile sunt simple, adică fiecare își face câte un SRL, te duci la SRL-ul agreat, ăla îți face autorizația, îi primești noroc. Chiar dacă investiția produce sau nu produce efecte benefice asupra. Deci lucrurile sunt foarte complicate din punctul ăsta de vedere, ba mai mult, în ultima vreme, a venit și cu acel celebru abonament care îl aplică la toți utilizatorii de apă și care este o sumă considerabilă și cel puțin cei din mediul rural sunt foarte afectați de lucrul ăsta. Iar îmi povestea cineva de un experimentul unui cetățean că și-a făcut și el o agropensiune și nu, are o sursă de apă. Și evident i-au pus această taxă. Băi, frate, eu... Nu din rețea, să ne înțelegem. Nu, este Toate sursele sunt gestionate de ANAR. Azi, mâine ne trezim, toți cei care mai avem fântâmpă acasă, că ne trezim cu acest contract abonament și plătim 2400 ceva de genul ăsta era contractul abonament, care e o sumă destul de consistentă, adică te zgudie puțin la bugetul. Era la un moment dat bugetul. În discuție că și pe fântânile oamenilor deci vor fi puse eu înțeleg deficitul fontoare, bugetar, dar mă îndoiesc că ANAR-ul contribuie în un fel la reducerea bugetului, reducerea efortului bugetar. Părerea mea că în ANAR lucrurile nu sunt tocmai fix cum trebuie. Și e cumva
cum să zic, nu revoltător, dar oamenii trebuie să știe că atunci când plătesc factura la apă, plătesc și aceste cocumările, să le zic așa. Înțelegeți? Deci, noi ne-au crescut cheltuielile văzând cu ochii în acest an pe ceea ce se numește apă brută și apă transmisă înapoi în emisar și așa mai departe. Păi, de unde se suplinește asta? Că nu îți dă nimeni subvenții, noi nu funcționăm pe bază de subvenții, nu funcționăm pe bază de bugete, de, mă rog, de ajutoare, de stat și lucruri de genul ăsta. Este justificată această creștere? Părerea mea că nu. Adică, ar fi justificat în momentul în care am fi văzut vreo fundamentare. Atâta vreme cât primim doar o notificare, deja lucrurile devin complicate. Deci, părerea mea este că acolo trebuie puțin să ne uităm. Și vorbeam de parlamentarii județului Hunedoara. Uite, un bun domeniu în care s-ar putea implica. Chiar ar trebui analizat mai profund chestiunea asta, atât în Comisia de Administrație Publică, cât și în Comisiile Economice și în Comisia de Servicii. Adică, hai un pic să vedem totuși ce se întâmplă în zona respectivă. Eu înțeleg că e o companie, sau mă rog, e o instituție de interes național. Dar atunci să fie de interes național și să urmărească interesul național. Pentru că dacă ne întoarcem înapoi la infligime și la sumele pe care le vom plăti, dacă le vom plăti și nu găsim vreo minune să scăpăm, să nu plătim aceste penalități, greutatea nu va fi pe ANAR, va fi pe, tot pe administrațiile locale. Păi și atunci stau și mă întreb. Deci, eu sunt și vorba aia și cu banii luați. Păi nu se poate. Deci, partea asta de reglementare și obiectivul lor numărul unu de a prezerva și de a apăra și de a proteja sursele de apă din România, care, har Domnului, sunt destul de consistente, asta ar trebui să se vadă mult mai plenar și mult mai consistent. Mai trebuie și gestionat așa cum bineînțeles trebuie, că lăsăm o parte... mai avem, din păi fericire. Nu știu dacă ANAR mai are investiții în județul Hunedoara, ce știam, gura Sada, care și acolo se lucrează de ani mulți și nu-mi dau seama de ce nu se finalizează, plus regularizarea prăvăleniului, Vața, știți că acolo au fost fenomene meteorologice, la ultimul fenomen și lucrările care le-au făcut zob ploaia. Deci, da. Înseamnă că acolo lucrările nu au fost făcute, nu au fost terminate, n-au avut terminate, cap și n-au avut coadă. Exact. Deci, ca atare, pentru că și în zona aceea, în fiecare an, e aceeași poveste. Și mai e o problemă. De regulă, când vine câte un ministru sau câte un șef de ANAR sau ce-o fi, își dirigează resursele către zona de proveniență. Așa am pățit și în, mă rog, în 2009, ceva de genul ăsta, când ne rugam, hai domnule, să mai facem ceva cu Mihai Elenă, să măcar să facem drum ocolitor, măcar să facem centura, să mutăm... S-au făcut multe linia. Poze acolo. Da. Păi, da, trăim în zodia comunicării, să zic așa. Că asta, la capitolul acesta, la capitolul comunicare eficientă și exact. Sintetică. Da, și, în fine, sunt multe lucruri de povestit pe această chestiune. Din păcate, nu ne urmărim interesul global, urmărim interese mici, momentane și acum eu rezolv problema pentru mine, după aia nu mă mai interesează, nu merge așa. E o abordare serioasă și făcut un plan efectiv pentru... Mai contează și cine face acel plan. Da, contează enorm de mult cine face acel plan. Dar cum vă spun, toată povestea asta despre care vă povesteam cade în spatele ministerului. Ceea ce chiar nu mi se pare corect. Atâta vreme cât... Bine, responsabilitatea și, mă rog, în Comisia de Mediu este reprezentat Ministerul Mediului. Evident că el e prima, dar ai organisme sub tine. Ori Ministerul Mediului, har Domnul, este unul dintre cele mai stufoase ministere din România. Exact. Are, de mulți are organizații exact și organisme dacă și... Dacă ne întoarcem la acele reforme, că corpuri sunt de control prea mulți, și alte că chestii. Trebuie reduse, redus numărul acelor angajați, unde se reflectă munca lor? În ce se reflectă munca lor până la urmă? E o bună întrebare, dar pe care nu mi-o adresez mic, că eu sunt E o mic. Întrebare eu sunt retorică la... atunci. Eu sunt așa, așa. Eu sunt asta, la... Probabil și atunci când vine vorba despre majorarea tarifelor pentru apă, gunoi și așa mai departe, eu cred că oamenii nu ar fi atât de revoltați dacă într-adevăr s-ar și regăsi
parte din banii pe care ei dau în investiții. Să vadă că atunci când își duc gunoiul, nu mai văd încă 10 saci pe lângă gunoi, că este ridicat așa cum ei îl depun, selectiv, pentru că sunt mulți, trebuie să recunoaștem, sunt mulți care fac acest lucru, la fel de mulți care au și renunțat să mai depună selectiv gunoiul, pentru că dacă nimeni sau dacă ceilalți nu fac, nu mai fac nici eu, gata, deci, pentru că tot acolo ne îndreptăm. La fel și în domeniul apei. Acum, vis-a-vis de subiectul care se, mă rog, de actualitate, și anume tariful din Valea Jiului, acolo lucrurile, cum să zic, sunt destul de clare. Ei sunt primii care au semnat POIM-ul, adică Programul Operațional Infrastructură Mare, sunt în plină implementare cu el. Mi s-ar părea sinucigaș ca la vremea asta să nu poți să-i permiți să-și alunce, să-și respecte obligațiile financiare pe care le au într-un asemenea demers, dintr-un motiv absolut, hai să nu zic populist, dar măcar să zic electoral, cumva. Vin alegerile, noi mărim tariful, nu ne mărim. Mie se pare puțin de la locul lui. Atâta vreme cât, într-adevăr, în Valea Jiului și nu numai Valea Jiului, chiar și la operatorul din Deva, investițiile de-a lungul timpului au fost investiții consistente și chiar și-au demonstrat utilitatea, atât în ceea ce privește calitatea. Da, dar apei, investiții în mare parte realizate fie pe fonduri europene, fie pe fonduri guvernale. General, pe fonduri europene, deci investițiile deci consistente și serioase au fost, au venit. Fonduri europene, nu au făcut din propriul buzunar pentru ca mai apoi să fie nevoit să ia okay, parte. Ok, dar cei care implementează, de deci prima linie sunt operatorii și operatorii, pentru ca să poată să implementeze, au nevoie de linii de credit, au nevoie de plata cheltuielilor neeligibile, au nevoie de un flux financiar care să le permită să ducă în spate o asemenea investiție, o asemenea demers de capital, care nu e mic, adică vorbim de ceva zeci de milioane de euro. În momentul în care vorbim de zeci de milioane de euro, trebuie să dai posibilitatea și operatorului să-și rezolve problemele pe care cumva i le-ai delegat, i le-ai pus în cârcă. Că așa ar fi simplu. Măsurăm contorul, dăm drumul la factură și cu asta ne termină bâlciul. Lucrurile nu stau așa. Avem probleme cu pierderile de apă, avem probleme cu infiltrațiile în sistemele de canalizare, avem probleme cu consumurile energetice. Deci sunt o groază de chestiuni care sunt cumva corelate cu acest demers investițional. Deci trebuie văzut tot desenul și după aia să discutăm că nu avem fundamentare. Ba, din contră, este fundamentare, pentru că în momentul în care fac majorare de tarif, oamenii ăia sau ăștia sau noi sau care or fi, au în spate un plan de afaceri. Un plan de afaceri care este elaborat pe o perioadă mai lungă, nu de pe un an pe altul. Nu poți să faci totuși plan de afaceri de pe un an pe altul, la anul schimbăm acazul și facem altceva. Nu merge așa. Și atunci, pe o distanță lungă, oamenii au niște, sau mă rog, din calculul sau din analiza cost-beneficiu rezultă niște parametri pe care tu ții, trebuie să te ții de ei. Atât în ceea ce privește capitalul, cât și în ceea ce privește operaționalul. În mod normal, ar trebui, odată cu creșterea investițiilor de capital, cele din operațional, adică în momentul în care recepționez obiective noi, care sunt mai eficiente, automatizate și aia departe, ar trebui să reduc partea de forță, de muncă, de consumuri energetice, de lucruri de genul ăsta. E, în momentul în care ești în plin efort investițional, adică ești în plină implementare a proiectului, e foarte greu să faci lucrul ăsta, pentru că tu ai nevoie să ții și partea operațională în funcțiune și să suplinești și această chestiune. Și atunci, analizele cost-beneficiu care până la urmă rezidă în planul de afaceri, care influențează planul tarifar și creșterea tarifelor, ține seama de toate aceste variabile, să le zic așa. În momentul în care vii și anulezi capătul demersului, cade totul că pe sistem domino. Înțelegeți? Și riscăm să ajungem cu operatorii și sunt deja patru operatori la nivel după analiza celor de la BDO. Sunt vreo patru operatori în România care îi paște rău de tot intrarea în insolvență. Ceea ce e grav. Avem și în județul Hunedoara? Nu. N-avem. Județul Hunedoara, sper, Doamne ajută să nu se întâmple fenomenul ăsta, dar cu asemenea abordări
Eu sunt de acord că e nevoie de o discuție, e nevoie de pus lucrurile pe masă, de discutat pe cifre, de discutat pe planuri de perspectivă. Dar nu poți să ieși în presă sau nu poți să iei o atitudine sau să faci declarații politice, să le zic, na, hai că asta e cea mai ușoară găselință. Am declarat politic, nu poate zice nimeni nimic. Ok. Poți să zici, dar trebuie să te gândești și la consecințele acestor ziceri. Pentru că oamenii analizează, bă, dacă au zis cine a zis că lucrurile stau așa, înseamnă că e o problemă. Ăștia ar putea, într-adevăr, să ne dea apa mai ieftin sau... Lucrurile nu stau așa, după cum v-am explicat. E nevoie de analiză și după aia să zici. Destul de complicată și această industrie. Este complicată. Eu nu zic că nu e complicată, dar cum să vă zic, că prin dialog și prin punerea cărților pe masă, că nu e apanajul nici a PNL-ului, nici a PSD-ului, nici deci al... Deci acum se aruncă în o grada fiecăruia, așa, o minge de ping. De exemplu, Poimul de la Deva a început din 2012 cu obiectivele, cu toate alea, cu... Da, deci nu poți să zici, vai de mine, ce... Da, ok, am făcut, sigur, trebuia să facem. Asta trebuia făcut, indiferent cine era la guvernare. Dar, încă o dată vă zic, cred că în spatele... Da, din nou, revenim la forma de comunicare și la... Da, e mai ușor să zici, băi, eu am făcut și cu asta, bă, asta. Și, bun, sintetic lucrurile așa stau. Ca să pot să fac fonduri, să implementez fonduri, am nevoie de tarif. Scurt pe doi, asta e. Dar tot mecanismul ăla mai trebuie și explicat puțin. Spuneați puțin mai devreme că despre stațiile de epurare, care sunt destul de multe în județul Hunedoara, ne amintim multe dintre ele inaugurate cu mare fas, cu tăieri de panglici, sfințiri ale soborilor de preoți și așa mai departe. Deci au fost inaugurate cu mult tam-tam și spuneați că își dovedesc cumva ineficiența. Unele, de ce? Da, pentru că în mod normal ar fi un motiv de și de laudă și de mare bucurie. Problema, nu? Pleacă de unde m-a zis eu, unde este de materie. Pentru că ele s-au construit pe baza unor proiecte. Proiecte care nimic au fost... greșit până aici, nu? Că nimic greșit bine până aici. Făcut doar proiecte, că ele au trecut cumva destul de ușor prin organismul de reglementare despre care o povesteam adineori. Prin autorizație și abia așteptăm să stă cu chitanțierul. Adică cumva te împing pe scări și te întrebi și de ce te grăbești. Ori lucrurile astea, dacă erau, cum să zic eu, o echipă de profesioniști la partea asta de autorizare și te dau seama că o asemenea stație de epurare pe datele din ce ai tu acolo, s-ar putea să nu funcționeze. Sau chiar am cerut, te rog, revizește soluția și lucruri de genul ăsta. În momentul în care avizezi, nu ești pus acolo să spui da sau ba, că nu ești la coridă sau la lupte de gladiatori, că trăiește sau nu trăiește. Nu asta este problema. Tu trebuie să ai și partea asta de îndrumare. În experiența voastră pe care ai într-o administrație bazinală, tu ar trebui să știi exact ce fel de stații funcționează și ce fel de stații nu funcționează. Deci mare parte sau câteva atunci, dintre ele au fost făcute și pentru că oamenii acum sunt de bună credință, adică nu cred eu că vând primar din... că eminamente sunt investiții făcute de OAT-uri. Nu cred că vreun primar din țara asta sau din județul ăsta își dorește să facă un lucru prost. Chiar nu, dar nu știe să facă, pentru că treaba lui e să facă administrație publică, nu să facă apă și canal. Și atunci, evident, el se duce cu ce dă proiectantul, care proiectant de regulă își maximizează, cum să zic eu, câștigul și își minimizează efortul. Dacă n-are cine să-l tragă de urechi și n-are cine să-l tragă de urechi, face ce face. Și atunci te duci mai frumos la autorizare. Și la autorizare, din nou, ai făcut cu documentația de autorizare, ai făcut cu X, ia de aici. Ai făcut cu Y, ghinion. Hai să mai vedem, hai să mai discutăm. Dar nici acolo nu e o analiză foarte... E doar o amânare. Nu e o analiză serioasă ce se întâmplă și cum se întâmplă. Din cauza asta se întâmplă foarte multe... M-am explicat un pic mecanismul. Lucrurile pot fi diferite de la caz la caz. Adică sunt cazuri și cazuri. Dar, adică firul roșu, cam ăsta e. Tocmai de aceea m-am și întrebat, pentru că mai sunt oameni și în județul Hunedoara care se întreabă, bun, au investit, au adus destul de mulți bani, probabil că unii chiar din bugetul local, cum spuneați, pentru a realiza aceste proiecte și cresc buruienile, adică pentru ce au fost făcute, dacă nu au fost puse și în funcțiune? Păi,
Nu, asta e o întrebare care nu mi-o adresați mie, că nu chiar aș ști să răspund. E a doua pe, pentru emisiunea de astăzi, a doua. Și nu, chiar nu vreau să intru într-o chestie de genul ăsta, pentru că, cum v-am explicat, oamenii de bună credință, mecanism, sistemul nu este în regulă. Și nu este foarte bine controlat. Adică, sat fără cât. Nu are cine sau să controleze ca atare. Punctul de vedere al unora este foarte bine controlat. Da, posibil. Am mai discutat și cu alte ocazii și îmi spuneați că apa, industria apei poate deveni un proiect de țară, dar reprezintă cu adevărat sau este acolo în topul priorităților? Mă, nu vă imaginați că industria apei salvează România. Totuși, nu, aia să știm, turismul lasă de... dar, România. Dar. Bun, ok. Industria apei, cum să zic eu, prin natura activităților și prin faptul că angrenează pe orizontală foarte multe lume, constructori, consultanți, furnizori de echipamente și aia departe, poate să producă, cel puțin pe partea asta de orizontală, poate să producă o dezvoltare susținută și, cum să zic eu, să aducă un aport substanțial la, chiar la PIB. Discutăm de ceva sute de milioane de euro, cred că dacă ne gândim bine în tot ce s-au cheltuit în acest... Păi nu mă județ, Unedoara e undeva, dacă stau să mă gândesc bine, în toți anii ăștia de după Revoluție, ce s-a investit, cred că ne apropiem binișor de 800 de milioane spre miliarde de euro implementați în sistemele astea. Problema este cum și în ce fel. Că aici sunt discuțiile, sau mă rog, cam pe asta am discutat până acum. Problema este că, într-adevăr, banii ăștia atrag după ei alți bani, adică bani care se dezvoltă, știți? Deci producă efecte. Și progrese din punctul au ăsta, fost făcute și din punctul ăsta de vedere o definim ca și proiect de țară, pentru că e o ramură a economiei care, până la urmă, cum să zic eu, are o dezvoltare consistentă și pe lungă durată. Mai trebuie gestionat și de a genera politici publice în așa fel încât să îmbunătățim această chestiune, adică să... Să scăpăm și de acele pierderi de care spuneați o mare problemă. Asta este o mare problemă care se pune... Bine, tot acum, acolo vom rămâne la acele pierderi, nu? Eu vorbim de reglementare. Andres, ce o zice Senin ca primăvară? 30% pierde, restul. Pun, prietene, dar stai să ne gândim pe ce stăm, pe ce rețele avem, pe ce lucruri discutăm. Că așa e foarte simplu să zici într-un act normativ că atâta trebuie să fie. Bun, ok, da. Totuși, cum facem să fie... E acceptat, să spunem, nu? Bineînțeles. Cei 30%. Da, cât o fi. Deci avem o marjă, să zicem, da, care pierderile, acum cum să vă spun, pierderile reale, că și aici e o discuție întreagă, e o teorie întreagă. Am avut o conferință la Constanța acum vreo lună și ceva, două zile, numai despre subiectul ăsta s-a discutat. Și s-a discutat, cum să vă spun, de la universitari, deci de la... profesori de la catedrele din Timișoara, din București, din Iași, până la operatori, până la oameni care lucrează efectiv, de la departamente de pierdere, și am discutat și impact economic și abordările altor operatori din afara României. Pentru că acolo au fost invitat operatorul de apă de la care operează Istanbulul, cifra de afacere a acelui operator este cam cât toată cifra de afacere a tuturor operatorilor din România. Deci, ca să înțelegem, și preocupările și ale lor sunt tot în direcția asta, de a limita cumva de acolo, de a reduce pierderile de apă, de a limita, de fapt, până la urmă nu vorbim de o pierdere de apă, ci vorbim de apa care nu aduce venitul. Aia e o apă irosită, în care bagi energie, bagi manoperă, bagi apa care nu aduce venituri, pe care, de fapt, nu vinzi. Deci nu aduci niciun venit, dar bagi în ea. Deci pe aia cheltuiești. Dacă faci o socoteală, cât cheltuiești pentru apa care nu aduce venituri și cât vinzi, îți dai seama că e o problemă. Uite, asta e o direcție care poate să ducă la limitarea creșterii tarifelor. De aia se și pune atât de mare accent. Odată
pentru aspectul economic și al doilea pentru aspectul de mediu, pentru că sursele de apă trebuie păstrate, trebuie apărate. În momentul în care tu consumi foarte multă apă pe care până la urmă dai în diverse zone, poate chiar la canalizare, aia înseamnă eforturi pe epurare și mai departe. Deci lucrurile trebuie cumva discutate din această perspectivă. Mai avem, cred că vreo 5 minute maximum din această emisiune și aș vrea să vedem care este viziunea pe care o aveți acum pe termen mai scurt, să spunem, asupra activității Goscomoră. Știe, pentru că știu că ați reușit să faceți aici lucruri destul de faine și trebuie să vă păstrați cumva aceeași linie. În primul și în primul rând are să stabilizăm compania, adică de la o companie de asta de interes local, foarte local, a reușit totul să începem să semănăm cu un operator regional, chiar micuț, chiar dar ați problemele. Reușit să ajungeți în acest punct de fi operator regional, da. Acum avem în plan să începem o campanie de vis-a-vis de pierderi, de monitorizare a consumurilor de apă, de eliminarea pierderilor pe care le știam, pierderilor istorice, să le zic așa. Adică schimbăm rețele, facem lucruri serioase din punct de vedere și gândiți-vă că toate astea sunt pe surse proprii, deocamdată. De asemenea, avem preocupări în zona conformării la cerințe prin a încerca să cumva să rezolvăm problema stațiilor de epurare din mediul rural care și-au demonstrat ineficiența, adică exact ce discutam adineaori. Și aplicăm un program de stat de clusterizare, se numește, adică de a aduna toate apele uzate din area de operare sau marea lor majoritate și să le aducem într-o stație de epurare funcțională care poate până la urmă să gestioneze această problemă. E o provocare. Asta vrem să facem din nou. Mă gândesc că e destul de consistentă suma pe care aceste fonduri se ducă către exact pentru ce este înființată administrația fondului de mediu. Adică de a rezolva niște probleme punctuale de mediu importante pentru comunități. Și dacă tot s-au hotărât să financeze unitățile administrative teritoriale, am dezvoltat un parteneriat cu aceste primării, OAT-uri sau cum vreți să le spuneți, în așa fel încât într-un efort cum, adică noi să venim cu partea logistică, tehnică, să pregătim documentații, să ne ocupăm de partea de achiziții, în așa fel încât rezultanta să fie una, adică rezultatul acestui demers să fie unul pe care ne dorim cu toți. Aveți planuri mari. Nu sunt chiar așa de mare, sunt modeste, cum e și Goscom, nu e nu știu ce ambiție, dar până la urmă trebuie rezolvată problema și în acea zonă, știți, pentru că tocmai datorită faptului că fiind un operator mic n-a intrat în fluxul principal de finanțări și cumva a fost văduvit de sume consistente care puteau fi atrase mult mai ușor într-o altă perioadă, să zic, sau chiar și în această perioadă dacă și-ar fi găsit conformarea. Dar, până la urmă, Goscom poate fi considerat ca un exemplu la nivelul țării sau ca un studiu, ca o situație pilot. În sensul în care un operator mic reușește cu surse proprii și prin colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale să atingă obiectivele pe care le-ar fi putut rezolva mai ușor prin investiții de infrastructură mare. Deci e un fel de provocare și pentru mine, dar în principal pentru unitățile administrative din area de operare. Și o ultimă întrebare, pentru că până la urmă pe cetățenii interesează dacă mai majorați tariful, când îl majorați, de ce îl majorați. Absolut transparente din punctul ăsta de vedere, deci programul nostru sau planul de afaceri din care rezultă strategia tarifară este pe 7 ani de zile. Deci eu, acum 2 ani de zile când l-am depus și l-am, mă rog, mi s-a aprobat la NRSC și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, acolo lucrurile sunt foarte clare. Ce nu știm noi la ora asta este cât va fi inflația. Deci,
Și în funcție de inflație vom putea vorbi de majorare? Este o sau... variabilă pe care noi nu putem controla pentru că ne dă statistica. Deci de acolo ne luăm acea. Deci, de acolo despre diminuarea prețului sigur nu vom putea vorbi, nu? Nu avem cum. Păi nu v-am explicat. Numai apele române și-au dublat cum să zic eu, cotele de contribuție pe care le datorăm. Ceea ce... În fine, da. Mulțumim. Atât apele române cât și DSP-ul și toate cele. Dar cum să vă spun? Sunt de acord. Trebuie să autofinanțeze banii de la buget. Dar până la urmă, ok, e în regulă așa, dar să fie regulă și în partea asta. Și atunci există un echilibru. Sau ceea ce se numește o dialectică constructivă. De echilibru am avea nevoie în multe, în multe, multe cazuri prezentate în aceste zile și de către guvern și de către toți până la urmă. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm ca de să obicei, mai aflăm și alte informații și noutăți despre această industrie a apei atât de complicată, aparent simplă, dar iată că nu e chiar atât de simplu, să spunem. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV.